peste 2200 de militari cu armament și tehnică de luptă din armatele Regatului Unit al Marii Britanii, Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii s-au antrenat în poligonul Smârdan. La eveniment a participat și ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa. Acesta a fost însoțit de generalul Sir Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. Exercițiul Winds prin 15, care se desfășoară între 16 și 30 aprilie, are ca scop antrenarea în comun într-o concepție unitară a militarilor din țări membre ale NATO sau parteneră pentru menținerea capacității operaționale a structurilor și îndeplinirea cerințelor specifice de interoperabilitate și standardizare ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene. Benefic pentru militari ca să-și îndeplinească misiunile care vor urma cu succes. Cum colaborați cu celelalte forțe aliate? Foarte bine, având în vedere că am avut și în grupa care e în spatele meu doi militari din alte forțe. Working with our close NATO allies, Romania and the US in this beautiful country and amazing landscape. We've been demonstrating how closely we can work together. We had a great exercise with Romanians, Americans and Brits. Allowed us to exercise our mission command systems and to work out our issues in the field. And I think it all became a great success. În cadrul Windspring 15 au loc exerciții de comandament, trageri de luptă și rezolvarea unor situații tactice complexe, în care au fost folosite sisteme antiaeriene pe șenile, transportoarele blindate 4x4, transportoarele de evacuare medicală tip Medevac și tancurile TR-85M1, atât de apreciate de generalul Sir Adrian Bradshaw. Așa după cum mi-au raportat comandanții, misiunile de luptă realizate sigur de către comandanți au fost îndeplinite. Thank you for the work that you're doing on the adaptation of the alliance to prepare ourselves properly for the new security situation that we find, and in particular your very strong drive to get the NATO Force Integration Unit up and running in the summer, at least to initial capability. Exercițiul face parte din seria activităților de instruire în comun care se desfășoară atât în țară cât și în afara teritoriului național în cadrul operației Atlantic Resolve pentru demonstrarea măsurilor de reasigurare adoptate în cadrul Consiliului Nord-Atlantic privind asigurarea stabilității și securității regionale, în special în actualul climat de securitate din flancul estic al NATO.